Salut! Sunt Costin Giurgea și astăzi este o zi mare la Zoom by Vodafone pentru că facem review cu unul dintre cele 3 Samsung-uri S20 Ultra 5G. Ce este Samsung S20 Ultra 5G? Este un smartphone cu niște specificații care ar face de râs chiar și laptopuri performante. Împărțim review-ul Zoom by Vodafone pe categoriile obișnuite: design, display, baterie, performanță, camere video și, desigur, tips and tricks, chestii speciale pentru acest smartphone. La sfârșit, tragem și o concluzie ca să știm unde stăm. Avem cel mai mare display pe care l-a făcut vreodată Samsung. În mod logic, avem și cel mai mare telefon pe care l-a făcut vreodată Samsung. Cu toate astea, display-ul fiind uriaș, este complicat să ajungi cu un singur deget în toate extremitățile. Prin urmare, la operare, vei avea nevoie de două mâini. Telefonul este gros, iar în momentul în care îl pui pe masă, vei observa că există și un balans destul de pronunțat, pentru că bateria de camere este și ea de dimensiuni generoase. Din punct de vedere finisaje, lucrurile stau excepțional și se merge pe simplitate la nivel de combinație între materiale. Avem aici sticlă și aluminiu și Ultra 5G este disponibil în două variante, Cosmic Grey sau Cosmic Black. Butoane avem doar pe laterala dreaptă. Buton de volum și sidekick. În partea de sus avem slot pentru extra storage și SIM, iar în partea de jos avem slot pentru USB-C și, desigur, o grilă pentru difuzor. O observație foarte interesantă este că, deși telefonul este gros, cadrul de aluminiu subțire, cumva Samsung a făcut o magie și nu mai prelinge marginile ecranului pe laterale. Este una dintre problemele pe care le-a semnalat foarte multă lume în utilizarea telefoanelor cu ecrane prelungite. Impresia generală în momentul în care ții telefonul ăsta în mână este că ai un aparat robust, solid, pe care poți să te bazezi. Dincolo de cifrele uluitoare ale acestui telefon, display-ul este arma cu care Samsung o să impresioneze clienții. Nu vă ascund, este cel mai bun display pe care l-am văzut vreodată pe un telefon. Și din punct de vedere luminozitate, și din punct de vedere contrast, și din punct de vedere culori și mai ales din punct de vedere refresh rate. Acest display este capabil de o rată de refresh de 120 de Hz, ceea ce înseamnă că în momentul în care te joci sau în momentul în care faci browsing pe Instagram sau Facebook sau pur și simplu în momentul în care schimbi aplicațiile între ele, o să ai cea mai fluidă experiență vizuală pe care poți să o ai pe un smartphone în acest moment. Observația interesantă este că în momentul în care vrei să ai această rată de refresh de 120 de Hz, nu poți să o faci decât la, atenție, o rezoluție de 2400 cu 1080. Eu personal aș alege tot timpul rata de refresh mai mare pentru o experiență mai bună în orice zi a săptămânii și de 2 ori duminica. Și încă ceva legat de senzorul de luminozitate. Am încercat să-l folosesc și înăuntru, și în camere prost luminate, și la lumină de afară și de fiecare dată am rămas ușor dezamăgit de luminozitatea telefonului. Prin urmare, eu îl opresc și dau brightness-ul la maxim. Indiferent de consumul de baterie, mi se pare că experiența pe care ai cu telefonul este mai plăcută în momentul în care luminozitatea este mai puternică. Senzorul de amprente este situat în partea de jos a display-ului, astfel încât să poată fi ușor accesabil cu un singur deget. Mie mi s-a întâmplat să funcționeze cu greutate la degetul meu drept și cu ușurință la degetul meu stâng. Ceea ce înseamnă că probabil am eu o problemă la degete, nu telefonul la senzor. Eu personal cu acest telefon, în condiții de utilizare normală, dar la setări maxime, adică refresh rate 120 de Hz și luminozitate maximă, n-am avut niciodată nevoie să caut o priză în timpul zilei. Dacă am vrut din adins să-l descarc, la fel, performanțele au fost impresionante. Adică, am văzut un film pe Netflix, m-am jucat vreo 3-4 ore Asphalt 9 și Star Trek Fleet Command, după care am făcut și mult browsing și căutat rețele Wi-Fi și Spotify. Tot am ajuns foarte greu, după 7-8 ore, la 20% baterie. Performanțe remarcabile. Se descarcă greu bateria acestui telefon și se încarcă super repede. În utilizare la mine, super fast charge înseamnă că telefonul s-a dus de la 10% la 100% în 1 oră și 8 minute. Telefonul vine cu 5 camere și cea mai importantă modificare de senzor pe care a făcut-o Samsung de la S7 încoace. Cele mai importante două caracteristici comunicate pentru S20 sunt 108 megapixeli și 100x la nivel de zoom. Ai nevoie de toate lucrurile astea? Să analizăm. Aducem subiectul și facem două fotografii. Una cu camera normală 12 megapixeli și una cu camera de 108 megapixeli. În momentul în care vei pune ambele imagini una lângă alta pe ecranul laptopului, vei observa că singura diferență este la zoom sau la crop. În momentul în care cauți mai multe detalii, le vei găsi în fotografia făcută cu 108 megapixeli. Există însă și dezavantaje, și anume că dimensiunile fotografiilor pe care le faci cu camera de 108 megapixeli sunt realmente uriașe. Gândește-te pur și simplu că o să faci o fotografie și o să aibă 20 de mega. Te cam chinui la upload. Ca regulă generală, fotografiile pe care le faci cu acest Samsung vor ieși minunate. Luminozitate bună, detalii excelente, culori pronunțate. Trebuie să știi însă că din cauza faptului că senzorul acestei camere este foarte mare, practic pe cât de mare este telefonul, pe atât de mare este și senzorul, în momentul în care faci o fotografie, subiectul tău va fi foarte bine conturat, iar ceea ce se întâmplă în spate va fi blurat. Aproape că nu mai e nevoie de portrait mode, care de fapt la Samsung se numește live focus. Chiar și în condițiile în care folosești simplu telefonul, deschizi softul camerei și ai făcut o fotografie, subiectul tău va fi clar definit, iar ceea ce se întâmplă în spate va fi blurat. Șmecheria e că dacă subiectul tău este suficient de mare, doar o parte din el o să fie clar definită. Spatele o să înceapă să fie blurat. Uite cum se întâmplă la fotografia cu mașina. Am clarul pe far, iar plafonul a început deja să fie blurat. Ăsta este un efect pe care nu ți-l dorești întotdeauna. Legat de faimosul Zoom 100X, două observații am de făcut. Mie, în principiu, nu prea-mi place să fac poze cu zoom. Dacă vreau să mă apropii de un subiect, pur și simplu merg spre el, mă apropii, fac o fotografie cu detalii bune. Din cauza asta, foarte mulți prieteni îmi spun că fac poze cu picioarele. Dar, pe de altă parte, mi se pare remarcabil că există Zoom 100X pe un telefon. Chiar dacă nivelul de detalii la 100X nu este ce mi-aș dori, trebuie să vă spun că la 10X rezultatul este remarcabil, iar la 30X este acceptabil. Încă o noutate care mă impresionează la acest telefon este că acum poți să faci fotografii în night mode cu ultra wide. Desigur că detaliile nu vor fi la fel de clare cum ar fi pe camera wide, dar atâta vreme cât poți să bagi în același cadru mai multă informație și impresia generală să fie ușor mai dramatică, mi se pare că rezultatul este unul foarte bun. În softul camerei, foarte ușor de accesat, vei găsi acum o opțiune care se numește Single Take. Asta este special făcută pentru oamenii care nu se pot hotărî. Oare ce să fac? O fotografie sau un clip? Acum ai Single Take, apeși pe buton, după care te învârți un pic cu telefonul, să încerci unghiuri diferite, astfel încât în momentul în care s-au terminat cele 10 secunde, tu să intri în meniu și să-ți dai seama că telefonul tău a făcut o sumedenie de lucruri. A făcut un video, a făcut un hyperlapse, a făcut fotografii cu wide, a făcut cu ultra wide și a făcut și niște fotografii cu filtre. Astfel încât tu, în alea 10 secunde, practic ai fost foarte productiv cu ajutorul telefonului tău cu single take. Despre camera selfie pot să vă spun următoarele. Pe cât de mic este acest decupaj, pe atât de capabilă este camera. Ai intrat în modul selfie și selectezi, să zicem, camera de 40 de megapixeli. Când ai selectat camera de 40 de megapixeli, practic ai aici un fel de ultra-wide care îți oferă și foarte multe detalii. E alegerea ta pe care o folosești. Dacă te duci înapoi la camera normală, vei observa și că se activează meniul de My Filters și Beauty, astfel încât să-ți înfrumusețezi artificial fața. Wow! Iar acum să vă povestesc puțin despre altă caracteristică extrem de importantă a acestui telefon, și anume că poate filma 8K. Intru în setări, mă duc la video, selectez 8K și îmi dau seama că în momentul în care am selectat 8K, practic telefonul face un zoom înainte să înregistreze. Practic ceea ce pot să prind în cadru în 8K este mai puțin decât aș putea să prind în cadru în 4K. La capitolul performanță, în afară de a vă spune că procesorul acestui device este Exynos 990 pentru UK și Europa, eu aș putea de fapt să vă spun din viața reală câteva observații. Nu există aproape niciun pic de delay din momentul în care tu pui degetul pe ecran până în momentul în care se deschid lucrurile pe care vrei să le deschizi. Intri în galerie, intri în WhatsApp, intri în Facebook, intri în Instagram, nu contează în ce intri, totul se mișcă aproape instantaneu. Intri în Star Trek Fleet Command, spre exemplu, și jocul se încarcă foarte rapid. Experiența este foarte plăcută și telefonul nu o să sughițe indiferent ce îi faci. Ba mai mult, poți să intri în aplicații și să folosești parte din cei 16 GB de RAM pe care i-ai disponibili, astfel încât 3 aplicații să fie constant deschise în background. Keep open for quick launch when you need them. Și atunci, să zicem că ai pus în quick launch jocul tău preferat, Netflix și WhatsApp, iar în momentul în care l-ai deschis, el s-a activat instantaneu. Foarte, foarte rapid este acest S20 Ultra, ca să nu mai spun că în momentul în care ai 5G disponibil pe telefon și ai și un abonament 5G, vitezele de transfer pe internet o să fie pur și simplu uluitoare. Care sunt chestiile speciale la acest telefon? Simplu. Camera foto. Chiar dacă nu e perfectă, 108 megapixeli și filmare 8K, lucrurile astea sunt impresionante. La nivel de software, faptul că poți să faci cu aceeași mișcare de 10 secunde mai multe fotografii cu obiective diferite la același subiect și poți să-l și filmezi în același timp, asta e o chestie super impresionantă. La nivel de utilizare, 3 lucruri am de spus. În primul rând că Samsung a optimizat puțin sistemul Android astfel încât să fie mai ușor de utilizat pe acest telefon gigantic cu o singură mână. În al doilea rând există Google Duo integrat în dialer, astfel încât să poți să faci apeluri video cu încă unul sau mai mulți participanți și, atenție, există acum Quick Share, deocamdată între alte telefoane S20, astfel încât să poți să transferi fișiere foarte simplu. Concluzia este cel mai bun și cel mai scump telefon pe care l-a făcut vreodată Samsung. De ce să-l cumperi? Pentru specificațiile super impresionante, pentru faptul că are cel mai bun display de pe piață în acest moment și, desigur, pentru că e 5G. De ce să nu-l cumperi? Dacă vrei cele mai bune camere, dacă ești fan telefoane mici și dacă ești fan telefoane accesibile. Iar acum, la final, Google Autocomplete cu Samsung S20 Ultra 5G. S20 Ultra 5G is powered by Exynos 990 și Vodafone, desigur. S20 Ultra 5G issues. După utilizarea mea de o lună, pot să spun că problemele despre care vorbește internetul cu autofocusul nu sunt atât de mari și că, în afară de asta, nu am întâlnit altceva. Samsung S20 Ultra is 5G. Da, îi spune și numele. S20 Ultra 5G este waterproof? Da, este waterproof. Galaxy S20 Ultra 5G este dual SIM? Este chiar triplu SIM. Poți să folosești 3 SIM-uri sau 2 SIM-uri și un microSD. Și ultima pe listă, Galaxy S20 Ultra 5G. Merită? Asta știm fiecare dintre noi, nu? Intrăm pe vodafone.ro și căutăm acolo prețul, pe care ne dăm seama dacă merită sau nu. Acesta a fost Zoom Review by Vodafone pentru Samsung S20 Ultra 5G. Ne vedem la următorul!